de lockdown și care a avut mare succes. Mulțumim tare mult, Ana Maria. Mergem mai departe cu o altă revelație a folcului tânăr, care vine tocmai de la Fălticeni. Cine știe despre ce este vorba, poate să sufle. Sau poate să răsufle. De la Fălticeni, domnul Tihan, aplauze! Paul Adrian Tihan, împreună cu... cu Daniel Leanga, împreună cu Daniel Leanga, aplauze! Până se montează ei aici. Este o tradiție în folk, numele tinere merg prin festivaluri, prin festivaluri care au concurs, așa cum a fost Paul Tihan la Primăvara Castanii, zi. De la Ploiești. Festivalul Castanilor de la Ploiești, dar și festivalul de la Bistrița. Două festivaluri de mare tradiție, în care nu-i chiar așa de ușor să câștigi ceva. Propune acum o formulă interesantă, destul de rar folosită, chitară, iată, și violoncel. Unul dintre cele mai frumoase instrumente clasice, foarte apropiat de vocea umană, violoncelul, de-abia aștept să aud ce se întâmplă. Mai avem un pic de probă? Așa? Avem Moldova pe aici? Asta ca să nu întreb de Ardealul și Țara Românească. Moldovenii, ia, unde sunt? Păi ce face omul ăsta? E al vostru aici. Și aici, nu? Moldoveanca, e? Uite că... Păi hai să vedem atunci cum îi aplaudăm pe moldovenii voștri. Suntem gata? Bună seara! Bună seara! Bun, se aude violoncelul, e bine. Gata, aplauze, încurajăm artiștii! Da, noi suntem așa tot din Moldova. Dani e din... de origine chiar e din Moldova, Moldova. Dar noi suntem din Iași, cântăm mai mult în Iași. Bun, prima piesă se numește Atât de simplu. Astăzi de mâini și-am desenat împreună, tot împreună, fragmente de culoare peste lumii cărbuni, între ir ce se cunună așa frumos.
târziu sub lună. Și să fie pentru toți fluturi, soare, zori și dimineți, și poezia să aștepte la porți, dansul pe care îl cântăm prin mii de vieți. E atât de simplu să auzi în vina ce-ai lăsat odată în ruine. E atât de simplu să lași afară decorul din pene gri ce începuse să doară. Că nici marea nu așteaptă călători sub poduri reci, călători sub poduri reci. Azi am inventat către vis o nouă artă șlefuită pentru doi, pregătită ca apoi să fie pentru toți. Fluturi, soare, zori și dimineți, și poezia să aștepte la porți, dansul pe care îl cântăm prin mii de vieți. E atât de simplu, auzi în tine tot ce-ai lăsat odată în ruine. E atât de simplu să lași afară decorul din pene gri ce începuse să doară. Da, cum spuneam, noi suntem din Iași. Am făcut un drum tare lung până aici. E bine că na, nu mai plouă, că s-a rezolvat, s-a decalat puțin, dar e bine că suntem aici și ne simțim bine împreună. În continuare o să cântăm o piesă pe care am lansat-o chiar
ieri am lansat videoclipul, se numește Margini de ziua și vorbește de fapt despre momentele alea unde după atâta muncă, în timpul unei zile ne întâlnim cu oamenii dragi nouă și legăm povești și chiar despre asta este piesa. Apoi fugi către luna către mare ne spunem iarăși bun. Că într-un vis, cântat în plămienis, cu tine. Am atâta de zis, doar un suflet i-a prins. Tu te-nauntru și scaldă,
fața tristă și albă cu ploi. Culcă-t în iarbă, închide-mi ochii în lumea cea oarbă. E ca într-un vis, când pe tâmple mi-e nis, cu tine. Mulțumesc frumos! Proiectul ăsta a început cu mine în clasa 6, când am văzut un chitarist pe scenă ca asta și mi-a zis că vreau să ajung acolo și m-am apucat să cânt la chitară și evident că am zis că vreau trupă rock. Ei bine, am ajuns să am trupă rock, acum suntem într-o formulă acustică, deci puteți să ne căutați și veți găsi o formulă completă. Și mai departe avem și primul CD pe care l-am lansat în 2020 la standul de merch. Și în continuare să vă cântăm o piesă care se numește Tu nu credeai. Te duci la vale, în tâlpile goale, în gândul tău. E târziu și îți pare și se șterge culoare în visul tău. Nici urma prin care te priveai, iar lucrurile de care
trădai. Tot timpul va înghiți scăparea din zor de zi. Și atunci vei fi la vis și gânduri cu sut. Iar tu nu credeai.
Mulțumim! Mulțumim frumos! Mulțumim din suflet! El este Daniel Leanca, colegul meu. Eu sunt Paul Tihan și mai avem un singur cântec și distracția continuă. Piesa asta se numește Liber și vă doresc asta din tot sufletul meu să se întâmple sau oricum, liber. Nu mai știu ce-a rămas pe pământ, urma caldă în gând și noua zi în care s-o iei de la început. Firesc, dar brusc pe umeri nu-ți mai cresc aripi de vânt și îți dai seama că lumina nu mai crește în cuvânt. Poți să fii liber, de azi amintirea nu rămâne la ei. Viața dată nu mai vrea să poarte chei. Tu poți să fii liber, fluturii albi se ridică de pe asfalt. Tristețea asta surdă are un zâmbet mult mai cald. Tu poți să fii liber. Copii ce-mi zâmbesc și păduri ce-mi amintesc de-un soare bătrân ce încă bate undeva acasă, unde luna-i mai frumoasă, unde visele nu dor, unde cu palma dorul apuc să-l dobor. Să fii liber, de azi amintirea nu rămâne la ei. Viața de-altă dată nu mai vrea să poarte chei. Tu poți să fii liber, fluturii albi se ridică de pe asfalt. Tristețea asta surdă are un zâmbet mult mai cald. Poți să fii liber și nu o să mă opresc. De azi încep să trăiesc.
se ridică de pe asfalt. Tristețea asta surdă are un zâmbet mult mai cald. Viața încoase pe pielea culoare de amar, de dor, de albastru și de soare, ca să pot fi liber. Seară frumoasă! Daniel Lanca, eu am fost Paul Tihan. Seară frumoasă în continuare. Mulțumim tare mult. Reacția voastră este cea care suntem destul de înghesuiți, dar puteți să faceți ceva miculel așa. Ce ziceți? N-aveți? Din păcate suntem foarte înghesuiți. Da? Stai liniștit, dar hai să facem. Faceți un fragment, faceți ceva. O să trecăm repede. Bine, ok. Mulțumim frumos! Mulțumim mult! Mulțumesc oamenilor care s-au gândit să ne cheme în seara asta și nu știu dacă au făcut un lucru bun sau un lucru rău. Pentru noi e un lucru minunat. Deci eu am fost Paul Tihan, Daniel Lanca, ne auzim pe social media, YouTube, Spotify, ce vreți voi. Seara fain! Mulțumim tare mult! Este și încă o semnificație pe care nu avem cum să nu o subliniem. Violoncelistul nostru de dincolo de Prut, suntem cu inima alături de voi. Și știm noi cu toții de ce. Și așa cum bine a cântat Paul, libertatea este cel mai de preț lucru, fără de care nici noi nu puteam să fim aici în seara asta și să ne bucurăm de aceste momente unice.